Fundația Star of Hope are grijă în momentul de față de 10 tineri speciali cărora li se asigură suportul necesar pentru a duce o viață normală. Beneficiază de tot sprijinul specialiștilor din cadrul fundației. Cum ne place nouă să spunem, este Ziua Internațională a Copiilor, a tinerilor și adulților cu dizabilități, pentru că Fundația Star of Hope România se ocupă de 30 de ani să aducă lumină și speranță pentru acești copii și vrem ca să o marcăm într-un fel în care comunitatea întreagă să cunoască poveștile acestor copii, acestor tineri care s-au ridicat prin eforturile noastre comune, pentru că astăzi să-i vedem pe stradă, să-i vedem ieșiți din casele lor unde noi i-am găsit izolați cu mai bine de 25 de ani în urmă. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, Fundația Star of Hope România a organizat o serie de evenimente. Primul dintre acestea a fost o dezbatere online, care a avut drept temă leadership-ul și participarea persoanelor cu dizabilități într-o lume post-COVID-19, inclusivă, accesibilă și durabilă. Ne-am bucurat ieri să avem alături de noi peste 100 de părinți ai copiilor cu dizabilități, reprezentanți ai asociațiilor de părinți din România și, de asemenea, Am avut parte de prezența organizațiilor neguvernamentale care lucrează pentru servicii sociale în România, FONSS-ul, și onoarea cea mai mare ne-a făcut-o doamna ambasador a Suediei, excelența sa, Therese Hayden, care este alături de noi din momentul în care a venit în România și este alături de Iași, așa cum a fost prezent și domnul primar Mihai Chirica. Tinerii cu dizabilități sunt persoane speciale care, în urma ajutorului primit la Star of Hope, au reușit să studieze și să ducă o viață normală. Mă lupt pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Pentru mine este o onoare să pot să știu că pot să ajut această comunitate, pot să-mi ajut și această familie frumoasă, Star of Hope, pentru a beneficia de aceste de kinetoterapie, de mai multe facilități ca să evolueze acest copil, ca să ajungă în stadiu în care să poată să facă și el o facultate, cum am terminat și eu facultate de inginerie electrică și informatică aplicată. Eu am fost abandonat de mic și atunci reprezint și fundația de când sunt mic. Ziua de 3 decembrie a fost marcată și prin deschiderea târgului Faptelor Bune. Cei care își doresc să ajute pot merge la sediul fundației pentru a achiziționa articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și nu numai. Banii vor fi utilizați în scopuri umanitare. Această inițiativă noastră de a face o campanie, de a strânge bănuț cu bănuț, fiecare cât poate să dăruiască din inima lui, pentru ca să adunăm burse de terapie pentru copiii cu dizabilități. Acesta este să și scopul târgului Faptelor Bune. Noi ne-am propus pentru Iași cel puțin 10 burse de terapie de recuperare, care înseamnă un minim de 750 de lei pe lună de copil. Și de asemenea în celelalte județe, acolo unde comunitatea se va implica, indiferent că sunt din Botoșani, din Suceava, din Vaslui, din Bacău, unde noi activăm, vom fi alături de colegii noștri și vom ajuta comunitatea să răspundă la aceste cereri. Târgul Faptelor Bune s-a bucurat și de prezența unor voluntari din străinătate. Wilma este o tânără din Suedia. Este foarte diferit de ceea ce am făcut în trecut și este cu totul o altă experiență. Sunt din Suedia și observ că România și Suedia sunt pe același continent, dar sunt foarte diferite. Dar este bine să îi văd și să îi cunosc pe acești copii. Este un lucru frumos. Vreau să încerc ceva diferit. Vreau să încerc să fac ceva bine și Star of Hope este o organizație foarte bună. Înseamnă foarte mult pentru familii și fac lucruri bune. Au existat ieșeni care au venit cu drag să cumpere câte ceva de la târg. Alții și-au dorit să susțină târgul cu obiecte vestimentare. De mult mi-am dorit să mă implic în facere de bine și n-am avut ocazia. Am plecat, am venit, am avut o viață așa mai agitată și am ajuns la momentul în cât m-am așezat așa cât de cât și am zis, asta fac acum. N-are importanță mai îndată sau acum fac asta. În momentul sunt lucruri noi, sunt lucruri care, cum să zic, și le-ar dori fiecare, pentru că sunt pictate manual de mine și sunt, cum să zic,
făcute de fetele mele dragi. Ne-a plăcut foarte tare ideea de a sponsoriza și de a face și cumpărături pentru Crăciun, pentru cei de acasă. Și îmi place când o mână se spală pe cealaltă. Asta a fost ideea. Cei care își doresc să ajute sunt așteptați la sediul Fundației Star of Hope, pe strada Bariera Veche, la numărul 3. Pe data de 9 decembrie va avea loc și Gala Faptelor Bune, care va încheia seria manifestărilor dedicată persoanelor cu dizabilități.